Un bărbat de 33 de ani din Dumbrava, municipiul Chișinău, a fost găsit mort în propria casă. Descoperirea a fost făcută luni seara de fratele său, care a și alertat poliția. Bărbatul le-a spus polițiștilor că a venit să-l viziteze pentru că locuia singur, dar l-a găsit fără suflare. Potrivit oamenilor legii, pe corpul bărbatului nu erau semne de violență. Încă nu se cunoaște din ce motiv a survenit decesul. Trupul neînsuflețit al victimei urmează să fie examinat de medicii legiști pentru stabilirea cauzei morții. Poliția a inițiat un proces penal în acest caz.